Programul de restructurare al SNLO prevede ca până la sfârșitul anului 2012 numărul angajaților să se reducă cu 920 de persoane. Începând cu 1 martie 2011, cei care îndeplinesc condițiile de pensionare, 400 la număr, vor intra în concediu de așteptare sau în șomaș tehnic. Noi am spus, aveam varianta disponibilizării celor 920 de salariați, am inventariat cei 400 care nu vor fi afectați întrucât îndeplinesc condiții de pensionare la sfârșitul anului 2013, pentru diferența de 500 aveam variante. Ori să-i concediem, ori să găsim soluții de a acoperi cheltuielile aferente diferenței de personal. Restul de 520 de angajați ar putea fi păstrați în sistem în urma aplicării unor măsuri de reducere a cheltuielilor. Această diferență se poate acoperi prin recalcularea indemnizației de concediu, toate în sens descrescător, se vor reduce toate aceste cheltuieli. Deci, recalcularea indemnizației de concediu de odihnă, recalcularea primei de vacanță, reducerea cuantumului tichetelor cadou, o parte din masă poate fi, contravaloare de masă poate fi suportată de anumită categorie de salariat. Intervenim și la nivel organizatoric prin micșorarea numărului de personal TESA și chiar reducerea numărului de trepte ierarhice. Mai mult va fi mărită perioada de șomaj tehnic la angajații din subteran. Fiecare subunitate va avea un program diferențiat de funcționare în funcție de nivelul livrărilor spre beneficiari, variind de la o lună de șomaj tehnic până la 3 luni sau chiar 6 luni. De asemenea, minerii ar putea suporta jumătate din costul transportului. Conducerea SNLO a venit cu propunerea. Urmează ca sindicatele să fie de acord.